Nu ne-am văzut. De bine, ne-am văzut așa prin intermediul televizorului. Da. Ești bine? Mulțumesc Dumnezeu, sunt binișor, spre bine. Na, pentru cei care nu știu, nu vrem să te întrisăm, dar pentru cei care nu știu, Angie a fost nevoită să facă o întrerupere de sarcină, spun bine. Asta după ce aflase în urmă cu aproximativ o lună că este însărcinată cu gemeni. Cred că a fost o veste frumoasă pentru tine atunci. Pentru îți doreai să devii exact mamă. Erai și într-o relație atunci la momentul respectiv cu iubitul tău. Dar din motive medicale nu ar trebui să renunți la... Asta e viața mea înainte. Este cea mai cumplită perioadă? A fost cel mai cumplit moment din viața ta, Angie? S-a mai pus acolo încă ceva, știi? Adică din toate momentele și din toate perioadele, din cufărul ăla cu momentele urâte din viața mea, s-a mai adăugat unul, din păcate. Să nu-l deschizi cufărul ăla, să-l închizi, să-i pui lacatul și să-l lași acolo, da? Cine te-a ajutat în această perioadă? Cine a fost alături de tine? Prietena mea atât. Prietena ta atât? Nici nu mi-am dorit, pentru că în momente de genul eu prefer să stau singur și să mă vindec singur, să-mi ling rănile singură. Asta și pentru că tu deja te despărțisei de tatăl copiilor, ca să zic așa, nu mai păstrați legătura, nu mai aveți nimic de a face. Da, nu, e inexistent. Ai trecut peste? Ai putut să treci peste? Trec în fiecare zi, pentru că timpul în general le vindecă, știi? Îți mai aduce aminte că e normal, dar timpul le vindecă pe toate. Altfel, Angie, pe lângă faptul că este foarte frumoasă, este și dedicată meseriei sale, să știi. Gătește, derupe, te nebunește. Te nebunește. În sfârșit, mâncăm și noi ceva. Mâncați de post, stați liniștiți. Mâncăm de post? De post. De suntem în post? Păi, suntem de post, mămică, de mult timp. De luni începe la mare. Eu am ținut post în Asia, acum m-am întors, nu mai vreau. Nu-ți dau nimic. Să știi că avem și noi o șefă în bucătărie, pe Roxana. Roxana, o să te apuci și tu de gătit? Da, în scurt timp, imediat. De-abia așteptăm. O să vină și Angie în bucătărie în doar câteva minute. Ce o să ne faci azi, ne spui? O salată fresh. O salățică. O salată fresh? Fresh. Și fresh și salată sau salata e fresh? A la șefă... Și. Bun. Și de post. Angie, cum ți-a schimbat viața după participarea la emisiune la Șef la Cuțite? Mai nu prea s-a schimbat, pentru că din cauza, datorită relației, nu am dat curs așa, știi? N-ai putut să simți. Da, exact. Chiar ne spunea că a fost nevoită să refuze anumite proiecte, nu spunem care. Am refuzat, da, am refuzat anumite proiecte, asta e, asta nu înseamnă că niciodată nu e prea târziu. Mulțumesc Dumnezeu că am pornit oarecum și mi s-a oferit o șansă să lucrez într-o bucătărie pe bune. De acum încolo să ne vedem în bucătărie mai des. Foarte nu pot să spun locația, că fac reclamă, da? În centrul vechi. În centrul vechi. E bine, s-au deschis căile așa către ce-ți doreai tu. Da, într-un timp relativ scurt. E treaba aia. Deci emisiunea ți-a schimbat viața, vezi? Da, mi-a schimbat. Mi-a schimbat pentru că urmează chiar să fiu imaginea lor și e frumos. Foarte tare. Te recunosc că oamenii pe stradă când trec pe lângă tine? Dacă mă fac creață, mă recunosc. Dacă îți dau cu părul tins, nu mă recunosc. Eu sunt fană bufocată, Șef la Cuțite. Am urmărit absolut toate sezoanele, să știi, pe bune. Și pe corpul tău nu se vede, adică nu pe bune, deci emisiune foarte, foarte tare care m-a prins. Tu ai făcut parte din echipa lui Șef Scărlătescu. Bine, a fost preferata lui Scărlătescu. Ești în continuare favorita sau am înțeles că și-a schimbat favorita oarecum? Păi cam asta, nu-i spune că mi-e puțin așa cum să reacționeze. Nu știu dacă am fost vreodată favorita. Angie, ține-te bine, ai fost și știi bine că ai fost. Eu cred că oricum ea are un loc special în inima lui, doar că Șef Scărlătescu n-a mai făcut o declarație. Haideți și noi să o ascultăm, zic, nu? Și ne întoarcem să vedem. Sunt îndrăgostită, mare îndrăgostită de mine. Dacă eu o cunoșteam pe fata asta, când eram noi tineri, o luam de nevastă. Acum nu mai vreau eu. Nu mai vreau eu. Sunt așa, slab și frumos. Îi plăcea de mine când eram gras. Ce-ai făcut, mă, nene? Ție ce fel de mâncare îți place să gătești? Care este preferatul tău pe care îl gătești cu plăcere? Eu sunt ca medicul. Medicul nu poate să trateze un anumit pacient. Trebuie să-i trateze cu toți. Așa că eu n-am un stres să fac nici plătite. Numai că fug de ele, atâta tot. Eu cred că pot să gătesc orice. Și legat de picioare cu capul în jos. Așa că n-am spus-o și pe asta. Eu n-am ales bucătăria, ci bucătăria m-a ales pe mine. Păi ce ai făcut, Marena, mă? Da, nu? Angie, eu am înțeles despre ce e vorba și despre ce e. El e îndrăgostit de mare, mă. Ceea ce a fost. Mie îmi dă cu virgulă. Încă nu te-a uitat. Deci dacă nu s-a îndrăgostit de o altă femeie, e clar că încă nu, n-am avut nicio legătură niciodată. S-a avut legătură, la suflet, așa. Da, e un om minunat și m-a ajutat oricum, oricând, cu orice. Ce ai învățat din această emisiune după ce ai participat? Am învățat să gătesc mai mult. Am învățat să gătesc altceva. Am învățat că depinde de colectiv. Bucătăria e mult mai rea decât pare. E frumoasă, într-adevăr, dar... Scuze-mă că te întreb. Mă, așa e în bucătărie. Vine unul care tot țipă la tine în continuu și trântește alea pe tine și îți dă vreun cu ceva? O, da. De rău. Păi eu îl tăiam în bucățele. Cum era când vine un șef de ăsta și țipă în capul meu și eu gătesc acolo. Și îți aruncă și farfuria cu tot ce ai gătit. Îi tai, îi iau scalt. Așa e în bucătărie. Dați seama că sunt comenzi și e presiune și aglomerat și head chef-ul tău vede că nimeni nu dă randament sau sunt mai înceți, evident că se urlă. Și e ușor să lucrezi. Cum ai, nu poți lucra în sistemul ăsta așa? Eu mulțumesc lui Dumnezeu sau nu, îmi pare rău, adică nu pare rău de head chef-ul meu că are un pic accident. Atila, te pup, te salut. Mulțumesc pentru rețetă. E cu piciorul în gips. Dar nu e oarecum... Și nu vine peste noi acum, dacă o să vină, nu e exagerată chestia asta cu țipatul ăsta așa, iurea în bucătărie? De ce? În momentul în care lucrezi sub presiune, cum spuneai și tu. E vorba de presiune aici, știi? Atât. Dar e la televiziune, noi știm. Toți lucrăm în presiune, dar nu prea se țipă. Adică eu am văzut niște scene la un moment dat, cum am crucit, am zis, bă, nu se poate așa ceva, oamenii nu pot să lucreze. Tocmai din acest motiv, ei trei sunt cei mai buni și de-abia așteptăm să reînceapă emisiunea și la puțin. Altfel, Angie este o fată care se adaptează extrem de ușor. Vreau să te invit acum în bucătărie.